pune o coroană de flori din partea batalionului 17 vânători de munte Dragoș Vodă și unitatea militară Argestru. Asociația Veteranilor de Război, filiala Vatra Dornei. Asociația Cadrelor Militare în rezervă și în retragere. Asociația Cadrelor Militare în rezervă și în retragere, MEAI. Poliția Municipiului Vatra Dornei. Jandarmeria Vatra Dornei. Inspectoratul pentru situații de urgență, detașamentul Vatra Dornei. Consiliul local al municipiului Vatra Dornei. Primăria municipiului Vatra Dornei. Să ne
teritorială a municipiului Vatra Dornei. Partidul Național Liberal, filiala Vatra Dornei. Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, filiala Armuroasa. Spitalul Municipal Vatra Dornei. Liceul Teoretic Ioan Luca. Liceul Tehnologic Vasile Deac. Școala Gimnazială numărul 2. Dorma Medical. Gimnazială numărul 1.
rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, pe fiecare după numele lui și cu tot neamul lui cel adormit, și pentru ca să-l scrise ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Dă, Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat, și-ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, pe fiecare după numele lui și cu tot neamul lui cel adormit, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit-o ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu să ierte-mi. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, pe fiecare după numele Lui și cu tot neamul Lui cel adormit, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de a treia zi cu harul Tău, le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-a învrednicit și pe noi, smeriți și nevrednici Tăi rog, să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, prin mine păcătosul, smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, orice au greșit ca niște oameni în această viață, și iartă-le lor toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care ei însăși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva, au suferit o alunecare ca aceasta prin invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să-și așeze cu sfinții care din viață au neplăcuție, iar trupurile lor să se dea firii celei zidite de Tine, că binecuvântat și prea slăvit ești în vecii vecilor. Amin. Din morți, cu
moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Doamna deputat, domnule viceprimar, onorată asistență, ca o tradiție, în fiecare an sărbătorim ziua eroilor odată cu înălțarea Domnului. Este ziua în care popor și armată, în comuniune, cistim jertfa înaintașilor noștri care au adus sacrificiul suprem pentru apărarea ființei naționale, a independenței, suveranității și integrității României. Eroii poporului român, cu nume cunoscute, dar mai ales necunoscute, unii știuți doar de Dumnezeu, sunt acele personalități care au demonstrat, chiar cu prețul vieții, că pun interesele comunității și ale nației mai presus decât interesele proprii. Prin acțiunile întreprinse, în situațiile istorice dificile pe care a traversat poporul și patria noastră, întreierea sa milenară, în acest spațiu binecuvântat, au contribuit la continuitatea noastră ca nație. Eroii, alături de credința în Dumnezeu, tradiții și obiceiuri strămoșești, au fost și vor rămâne în veci reazemul de nezdruncinat al nației române. Filele de istorie, scrise în bătăliile de la Turtucaia, Mărăști, Mărășești și Oituz, ne obligă să-i cinstim cu respect și recunoștință pe toți acești eroi și dacă țara ne va cere, trebuie să le urmăm exemplul. Lecțiile de viață pe care le-am primit de la eroi reverberează puternic despre trecut și ne pregătesc pentru provocările noastre actuale și viitoare. Ne dau putere și ne luminează. Libertatea este cea mai deplină moștenire pentru noi, cei care în prezent ne bucurăm de o Românie pe deplin integrată în comunitatea statelor libere și democratice. Urmând de exemplu înaintașilor noștri, avem datoria sacră de a o păstra prin patriotism, dăruire de sine, curaj și simț al datoriei în orice moment și oriunde ne-am afla. Datoria noastră este de a arăta că am înțeles sensul jertfeilor supreme și de a menține vie memoria și recunoștința veșnică față de eroii neamului. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Vă mulțumesc! Invităm să ia cuvântul pe domnul viceprimar al municipiului Vatra Dornei, domnul Marius Râpan. Dragi dorneni, astăzi, 10 iunie 2021, după un an în care nu ne-am putut întâlni să-i comemorăm, ci doar să-i pomenim în rugăciunile noastre, este din nou o zi plină de încărcătură emoțională și spirituală, întrucât omagiem eroii neamului românesc. La ceas de mare sărbătoare creștină și națională, comemorăm jertfa celor care au avut viziunea unui viitor mai bun, curajul de a vorbi deschis despre aceasta și de a inspira pe alții, precum și determinarea de a acționa pentru împlinirea unui bine mai înalt. Prin actele de eroism, patriotism și dăruire ale semenilor noștri, pe câmpurile de luptă sau în închisorile comuniste, au fost apărate integritatea și libertatea țării și păstrată demnitatea națională. Astăzi suntem datori și onorați în același timp să-i omagiem pe cei care s-au dovedit a fi cei mai bravi apărători ai neamului românesc, a interesului național, care s-au jertfit pentru o Românie mai bună. Suntem profund recunoscători și pentru sacrificiul suprem al militarilor români căzuți în teatrele de operații din Afganistan, Irak sau Balcanii de Vest, cât și în misiunile derulate sub egida organizațiilor internaționale la care România este parte. Datoria noastră este de a arăta că am înțeles sensul jertfelor supreme și de a menține vie memoria și recunoștința veșnică față de eroii neamului. Dumnezeu să îi odihnească. Transmitem un gând bun și eroilor noștri care își desfășoară în prezent activitatea cu modestie, profesionalism și devotament în țară și în teatrele de operații, demonstrând fermitatea angajamentelor României față de aliații și partenerii săi externi, față de valorile democrației. Toți acești oameni sunt adevărați apărători ai păcii, ai principiilor dreptului internațional și în același timp asigură un viitor demn pentru România. Marele istoric Nicolae Iorga spunea: cine uită, nu merită. Motiv pentru care în această zi trebuie să ne îndreptăm gândurile spre cei care și-au dat viața pentru țară și neam. Vă mulțumesc în numele Primăriei Vatra Dornei tuturor pentru prezență, vă doresc multă sănătate și toate cele bune. Hristos a înălțat! Din partea Parlamentului României, invităm să ia cuvântul pe doamna deputat Angelica Fădor. Domnule viceprimar, stimate oficialități, dragi dorneni, această zi extrem de importantă pentru creștinii ortodoxi, înălțarea Domnului, o dedicăm în același timp eroilor, ostașilor români,
care au scris istoria României prin propriul sacrificiu, pe câmpul de luptă, în închisori, în lagăre, apărând libertatea, unitatea, integritatea, dar și credința noastră strămoșească. Aducem astăzi un adânc omagiu, amintire veșnică, o rugăciune din tot sufletul, dar și o lumânare aprinsă pentru a le lumina drumul celor care s-au jertfit și au făcut posibil viitorul nostru. Istoria continuă să fie scrisă și astăzi de eroi căzuți la datorie pe toate câmpurile de luptă din diferite zone de conflict, unde au reprezentat cu cinste România în cadrul unor misiuni desfășurate sub egida ONU, NATO sau Uniunii Europene, precum și toți cei care și-au pierdut viața salvându-și semenii. Lor tuturor, eroilor neamului, le închinăm această zi de mare sărbătoare, sărbătoare creștină. Odihnă în pace tuturor eroilor neamului. Dumneavoastră tuturor, în această zi deosebită, vă doresc sănătate, bucurii, liniște sufletească și să aveți puterea de a dărui semenilor și de a-i ajuta cu tot ceea ce puteți. Hristos s-a înălțat!